Vești bune pentru părinți. Aceștia primesc începând de astăzi cu peste 400 de lei mai mult pentru creșterea copiilor. În noua lege, plafonul maxim al indemnizației lunare de creștere a copilului este eliminat, iar dacă decid să se întoarcă mai repede la serviciu, vor primi bani în plus. De azi înainte, limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe o perioadă de 2 ani. Concret, indemnizația va crește cu peste 400 de lei, de la 600 la 1063 de lei. Indemnizația va avea doar limită minimă, nu și maximă, astfel în noua formă a legii, plafonul maxim este eliminat. Aproximativ 180.000 de persoane beneficiază de noua lege la nivel național. Pentru 80% dintre aceștia, recalcularea indemnizațiilor se va face automat. Din 180.000 de potențial beneficiari, de beneficiari ai acestui act normativ, pentru 140.000 recalculările se vor face automat. Nu va fi nevoie ca acești oameni să vină la ghișee. Nu trebuie să meargă pe drum, nu trebuie să facă noi documente. În plus, începând de astăzi, solicitanții nu o să mai stea la cozi pentru a depune dosarele și le pot trimite prin poștă sau prin e-mail în format scanat. Putem în acest moment, pentru depunerea documentelor, să mergem atât la sediul teritorial al ANPIS-ului, Agenției Naționale pentru Inspecție Socială și Plăți, putem în același timp să folosim poșta, în plic închis pe adresa agenției, putem să transmitem în format electronic. De asemenea, mamele care decid să se întoarcă mai repede la muncă vor primi un stimulent de inserție de 50%, respectiv 531 de lei.